De cât timp sunteți împreună? Un an jumate. Ce ai luat astăzi? Momentan nimica, că nu mai ceam din tura de noapte, dar nu știu. Vine cățelul acum, adică fix astăzi trebuie să vină un cățel. Deci nici măcar nu te-ai dus să dormi după tura de noapte, ai luat un buchet de flori? Da, și acum îi vine cățelul. I-am luat un cățel. Și ce transmiți iubitei tale? Că o iubesc mult și sper să ne ține cât mai mult. Bărbații au făcut coadă la florării de ziua îndrăgostiților. Oferta florărilor este una bogată, iar îndrăgostiții nu se uită la prețuri când vine vorba să aleagă aranjamentul perfect pentru soție sau iubită. Creativitatea cred că e cel mai important aici. Adică trebuie să-ți dai seama cum și ce flori arată bine puse împreună, că nu toate arată la fel, știi? Da, cred că creativitatea cel mai mult, că toată lumea se poate face așa ceva. Astăzi este ziua îndrăgostiților, au venit clienții la voi, în special bărbații, care să vă ceară buchete deosebite pentru iubitele lor, pentru soțiile lor? Da, destul de mulți. Iată că în curând este gata aranjamentul. Da, nu ia mult timp, să știi. Chiar durează destul de puțin să fie gata. Unii bărbați nu s-au lăsat convinși cu una, cu două și au analizat mult până să cumpere un buchet de flori. Eu sunt sigur că o să fie foarte fericită ca de fiecare dată. Și pe lângă flori ați mai luat un cadou? Bineînțeles. Ne puteți spune ce? Da, un parfum. Parfumul dumneavoastră preferat? Nu, e o surpriză. Sper să-i placă. Așadar nu l-am mai purtat până acum acel parfum. Nu, dar sunt sigur că o să-i placă după cum l-am văzut eu. Flori pentru iubita ta astăzi de Valentine's Day? Da. Ce ai luat? Un chit de trandafir, niște petale și cadoul care e acasă deja. Cum ai descrie iubirea? E cel mai frumos sentiment. Mă bucur că l-am trăit de la o vârstă mai fragedă un pic. Ce transmiți iubitei tale? Că o iubesc în ori și că abia aștept să îmbătrânim împreună, că chiar e frumos. Alți soți spun că fac un obicei din a oferi flori fără a fi nevoie de un prilej deosebit pentru acest lucru. Pentru soție, nu contează că este pentru Valentine's Day sau nu. De câte ori îi oferiți soției flori? De câte ori am ocazia, de câte ori găsesc flori frumoase. Astăzi ce ați luat? Lalele, îi plac lalelele. Vreau să vă întreb de cât timp sunteți împreună? 18 ani, de 18 ani căsătoriți. Cum ați rezistat atât timp? Crezând că fiecare an este o nouă zi, un nou început, nici nu știm că au trecut 18 ani. Ce îi transmite soției dumneavoastră? Că iubesc mult. Dragostea plutește în aer, mai cu seamă astăzi, de ziua îndrăgostiților.